S-a părut, în primul rând, un program inovativ. Mi-a plăcut dintotdeauna să mă dezvolt profesional și îmi place în continuare. Și am crezut și cred că acest program poate să aducă un plus pentru mine și să transmit ceva mai departe la clasă. Cel puțin sub aspect motivațional pentru ei. Cred că pot să ancorez puțin mai bine în realitate scopul informaticii și poate un pic să deschid predarea mai mult, mai flexibilă de acum încolo. Este destul de rigid, ai o programă, trebuie să o respecti, unii algoritmi sunt mai mult sau mai puțin complicați, dar pot să fac o abordare bazată mai pe jocuri, mai mult cel game-based learning și poate totul devine puțin mai distractiv și mai interesant pentru ele. Voi încerca să inițiez un club de robotică, am avut asta în gând chiar înainte de a mă înscrie la proiect, dar totuși, așa pe termen lung, cred că predarea va fi mai mult bazată pe jocuri de acum înainte, pe un sistem mai interesant, mai motivant. O întrebare dificilă. Ora de informatică ideală? Păi, în primul rând, dacă dispui de toate resursele, consider că ar trebui să fie cu un număr mai redus de elevi pentru a-i putea cunoaște mai bine și a putea să ajungi ca în acea oră să poți să-i ajuți pe fiecare atunci când e nevoie. Poate ar trebui să fie mai în stilul în care să le oferi suportul materialelor de dinainte și să vină doar cu întrebări, să discutăm ceea ce n-au înțeles, să nu fie genul de eu predau la tablă, voi scrieți, dacă n-ați înțeles ceva, întrebați la sfârșitul orei, poate întrebați tot timpul pe parcursul orei. Cam astea ar fi niște îmbunătățiri posibile. Din totdeauna am considerat că materiile de real formează mintea, să aibă o gândire critică, rațională, chiar și matematica, fizica, dezvoltă creierul și cred că asta e cel mai important, să poată să ia decizii în viață, în cunoștință de cauză, să nu decidă alții pentru ei. Practic orice algoritm e bazat tot pe decizii. A fost o experiență inedită pe ansamblu, dar dacă ar trebui să aleg, așa pentru mine personal, cel mai mult mi-au plăcut vizitele la companiile IT. Am avut posibilitatea de a lua contact cu mediul corporatist și încă o dată revin la ideea mea principală, pot transmite mai departe și să-i motivez mai bine pe elevi. Poate vor să își doresc să ajungă să lucreze într-un asemenea mediu. Mi-au plăcut mai multe momente, după cum ai și spus că am pus întrebări mai multe, dar acum cel mai recent e memorie mai facil, ajung la el. La firma UiPath, acei roboți de automatizare, consider că sunt de viitor și vor ajuta foarte mult în toate domeniile. Acolo mi s-a părut, n-am mai auzit de ei, n-am știut nimic despre ei și cred că ei chiar au caracter inovativ. Da, m-am gândit, chiar dacă nu va ține strict de respectarea programei, să încep lecțiile cu o scurtă prezentare din ce am aflat, ba la o firmă, ba la alta, aici în acest program, la predau viitor. Pe scurt, nu vreau să laud prea mult, dar mie personal mi-a depășit așteptările și îmbină foarte plăcut activitățile practice, workshop-urile cu vizitele, cu diverse alte activități. Asta mi-a plăcut cel mai mult. E o diversificare aici, în acest program.